Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod din Dentistry Hub. Ce mai faceți? Măi, ce mai faceți? V-a fost doar de mine? Ziceți sincer. Eu sunt Cristi, sunt dentist în București. Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Hub. Un episod în care vom vorbi despre două cazuri foarte, foarte interesante și foarte, foarte controversate. Anume, un caz cu o singură fațetă, și știți din clipurile mele vechi că este cel mai greu să faci o singură fațetă, mai ales pe un singur incisiv central superior. Protagonistul zâmbetului Dintele care iese în evidență cel mai mult în momentul în care vorbim Sau în momentul în care zâmbim Și dacă tot mă întrebați de bani Cât costă fațetele, cât costă un dinte, cât a costat tot tratamentul O să vă zic că ăsta este un uh, dinte pentru care pacientul a plătit aproape 1000 de euro Și încă un caz cu un pacient care a fost la alți patru medici Care i-au spus că ceea ce problema lui nu se poate face Ceea ce are el nu se poate rezolva. Dar surpriză! Să-i dăm drum. Primul caz. Avem acest pacient care a avut un traumatism la nivelul incisivului central superior stâng, la nivelul dintelui 2-1. Este denumirea incisivului central superior stâng. După cum v-am zis, pacientul a avut un traumatism. S-a lovit acum 20 de ani la dintele ăsta, dinte care acum, după cum vedeți, are o culoare mult mai închisă decât omologul său din partea dreaptă, adică incisivul central superior drept, adică 1-1. I-am făcut un test de vitalitate, adică am aplicat o substanță foarte, foarte rece pe dintele respectiv pacientul a zis că nu simte nimic. Cu siguranță dacă acest test de vitalitate a ieșit negativ, înseamnă că nervul pacientului este mort. Protocolul standard pentru un dinte al cărui nerv a murit este să-i facem tratament de canal. Dar acum, întrebarea mea logică, gândirea mea rațională m-a făcut să îmi întreb totuși niște foști colegi mai experimentați din Pitești, acolo unde am lucrat la începutul carierei, dacă are vreun rost să fac acest tratament de canal dacă pacientul de 20 de ani stă cu dintele în gură fără absolut nicio simptomatologie, și toți colegii mei din Pitești mi-au zis că nu are niciun sens. După cum vedeți, medicina nu este matematică, organismul lui a reacționat favorabil. Dacă dintele ăla este stabil, nu se mișcă absolut deloc, nu doare când mușcă, nu văd de ce i-aș fi făcut tratament de canal. Așadar, hai să vedem cum rezolvăm estetic. Problema. Să vă zic povestea pacientului. Pacientul a fost la o altă clinică din București, o clinică destul de mare, și a venit de la clinica respectivă la noi cu o fațetă în mână. Efectiv, o ținea el așa în mână și mi-a zis că nu-i place pentru că este mult prea groasă. Ce s-a întâmplat? La acea clinică s-a luat decizia ca acestui pacient să-i să facă o fațetă no-prep. Poate ați auzit de acest concept no-prep un concept în care, teoretic, se presupune că nu se șlefuiește absolut nimic din dinte, ci pur și simplu să pune o fațetă peste. Întrebarea este să preta acest caz pentru o fațetă nou prep, iar răspunsul meu ar fi... Iși. Într-adevăr, dintele era un pic mai palatinizat, adică era un pic băgat în interior, în urma traumatismului, ceea ce poate ar fi permis aplicarea unei fațete fără să se șlefuiască absolut nimic din dinte, ca acel dinte să vină la nivel cu dintele vecin. Dar problema era că la gingie se vedea trecerea între fațetă și dinte. Era o chestie, era un guguloi. Și mai avem un aspect de discutat aici. În momentul în care vrem să schimbăm culoarea unui dinte, nu putem să facem o fațetă nou prep. O fațetă nou prep ar trebui să aibă undeva la 0,2-0,3 mm grosime ceea ce înseamnă infim, minuscul, ca să schimbăm nuanța unui dinte. Dacă vrem ca pacientul să treacă de la culoarea A2 la culoarea A1, avem nevoie de 0,2 mm din dinte. Dar, în cazul acestui pacient, am făcut niște fotografii intraorale, ca să observați care era nuanța acestui dinte. Am pus aici o culoare A3, ca să se observe diferența dintre A3 și dinte. Mie mi se pare că dintele e un pic mai maro decât A3. Să presupunem că este mai maro decât A3 și ne dorim ca dintele să ajungă la nuanța la care era dintele vecin, adică un A1 chiar aș putea spune. Deci noi ne dorim aici să facem dintele ăsta dintr-o fațetă mai alb cu 3 nuanțe. 3 nuanțe înseamnă 0,6 mm. Dacă o să faci o fațetă nou prep 0,6 mm, ghiși ce? va ieși un guguloi. Așa că unii dintre medici ce zic? Domnule, dacă pacienții nu vor să-și pună fațete pentru că pilim dinții, hai să facem fațete nou prep. Să nu și le fuim deloc din dinte. Dar există o indicație foarte limitată pentru tipul ăsta de fațete și din punctul meu de vedere, în cazul pacientului nostru, nu era cazul. Cum ar fi să zic eu unei echipe de muncitori, domnule, vreau și eu la mine în casă aici o piscină facem, dar cum să nu facem? Plec de acasă, mă întorc și când găsesc o piscină gonflabilă în mijlocul sufrageriei. Sau cum ar fi să zic eu echipei de muncitori, domnule, vreau și o parchet, dar mi-aș dori să, dacă se poate să nu-mi schimbați, adică să nu-mi scoateți parchetul ăsta vechi, dacă se poate cumva să punem peste și să-mi zică muncitorii, dar cum să nu facem? Dar nu facem noi parchet și să-mi pună parchetul peste, după care să nu se mai deschidă ușile. Aici e vorba de o expertiză medicală și mi se pare că în situația de față a pacientului nostru, nu era vorba de o fațetă nou prep. Și după cum v-am zis, pacientul a venit de la o clinică foarte mare, adică n-a fost discuția că el caută ceva ieftin, pentru că la clinica respectivă a plătit peste 500 de euro pentru o singură fațetă. Adică n-a ajuns la un cabinet de scară de bloc unde să-i zică, da mă vin o câte fac eu la jumate și să aibă rezultatul ăsta. A fost la o clinică mare unde a plătit o sumă mare de bani din punctul meu de vedere pentru un rezultat... Mm. Așa că eu i-am explicat tot ce v-am zis vouă aici, pe vlog, pentru că asta vor pacienții. Transparență. Vor să le explici. Vor să le explici pe înțelesul lor încât să înțeleagă. Vor transparență când vine vorba de sănătatea dinților lor. Și i-am explicat acestui pacient. Păi n-am cum să-ți fac eu fațetă nou prep, pentru că va ieși același lucru va trebui să le lefuim din dinte undeva la 0,6 mm ca să nu existe nicio denivelare la ambinarea cu gingia ca să nu se observe că acolo e un dinte pus. Pe cât posibil, pentru că după cum știți, să faci un singur dinte este incredibil de dificil pentru tehnician. Bun, mamă, să vede că mi-a fost doar de voi, am vorbit 15 minute deja. My God. Așa că de aici, Totul este istorie, să zicem așa. Așa arată dintele pacientului după ce l-am șlefuit. Se poate observa limita preparației, se poate vedea acest prag. Puteți observa Gingia care este sănătoasă. Vă zic asta pentru că la final veți vedea cazul imediat după cimentare când gingia e un pic inflamată. Ea va trebui să ajungă exact ca în această poză după ce am șlefuit. Cimentarea, bineînțeles, cu digă. Am pus teflon ca să nu iasă deloc sânge pe sub această folie de digă pentru că mi se părea că ieșea un pic sânge. Dar aici puteți observați și mai bine diferența de culoare dintre dintele ăsta pe care o să pun fațeta și dintele vecin. Prăgulețul ăsta bine evidențiat, ca să-l vadă tehnicianul, clemele B4 despre care știți din clipurile anterioare că sunt niște cleme magice, folie de digă, iar în final, dintele pacientului a arătat așa. Eu zic că dacă stă să vorbească cu cineva chiar și de la 30 de centimetri, nu îți vei da seama că aici este un dinte pus. Perfecțiune 100% când pui un singur dinte, cred că este aproape imposibil de atins. Dar mie mi se pare că ăsta este un rezultat Bun, ca să vedeți ce înseamnă un tehnician căruia ai pasă, tehnicianul nostru ne-a trimis la acest caz două fațete, ca să avem două opțiuni, să vedem care se va potrivi mai bine, să vedem ce fațetă o să-i placă mai mult pacientului. Și vreau să mai vedeți o diferență. Uitați-vă la cele două fațete pe care mi le-a trimis tehnicianul nostru și uitați-vă la fațeta cu care a venit pacientul. Sunt mai fine. Din nou vă zic același lucru nu laud munca mea, aici laud munca tehnicianului și de aia mi-e foarte ușor. Mi se pare că a lucrat cu grijă. Și din nou, fotografia importantă într-un caz de estetic în momentul în care vă prezint vouă, vreau să vin cu niște fotografii de calitate. De aia v-am zis la începutul acestui clip că pentru dintele ăsta pacientul a plătit aproape 1000 de euro. Depinde și pe unde ajungi. Hai să... Discutăm despre al doilea caz. Un caz foarte interesant, o provocare. Ne vine acest pacient și îl întreb așa cum fac de obicei, în primul și în primul rând, ce anume te deranjează, ce anume ai vrea să îți tratezi. Unii pacienți zic că vreau să-mi tratez tot, pacientul ăsta a zis că în primul rând îl deranjează estetic acest spațiu dintre incisivii centrali inferiori, un spațiu interdentar imens. Pacientul spune că lui îi e rușine să zâmbească, este foarte complexat că are acel spațiu de când este el mic, așa că s-a decis să facă ceva în privința asta. Întâmplarea face Twistul poveștii. Ah, de bea aștept să vă povestesc asta. Să ajungem la scandal. Și nu-i așa, scandalul vinde, scandalul se propagă. Pacientul a fost la patru medici înainte să ajungă la mine. Și toți acești patru medici i-au zis nu se poate. Nu se poate face nimic, îți trebuie aparat dentar. Bineînțeles că asta i-am spus și eu în primul rând. Ideal este să-și pune un aparat dentar și spațiul ăla să va închide dar pacientul refuză aparatul dentar, motive personale, poate motive financiare, poate nu vrea să poarte niște sârme în gură timp de 1-2 ani, gândiți-vă la costul unui aparat dentar. Discuția cu pacientul nostru de la aparat dentar s-a rupt. Ce e de făcut dacă refuză aparatul dentar? Măi, în gândirea mea logică a fost, hai să încercăm să închidem spațiul ăla prin fațete sau prin plombe. Dar acum, de ce au zis acei patru medici că nu se poate? să faci plombe sau fațete pentru că vor ieși niște dinți foarte mari că vor ieși niște lopeți și că nu va fi deloc estetic. Zic, păi, eu n-am funcționat așa ceva. E prima oară când am un pacient cu un spațiu atât de mare între doi dinți din față, dar am zis totuși, hai să văd cum ar arăta. Când patru medici îți zic, nu se poate. Credeți-mă că știu ce înseamnă, știu cât este de frustrant. Am trăit în aceeași casă cu tata până la 18 ani, și ca să, vă imagine, ca, să, ca să vă fac o comparație relevantă, a venit tata la mine într-o zi și a mâncat niște, aveam eu un amestec mexican foarte picant, a luat o gură din el și a zis, asta nu se poate mânca. Și eu eram, cum adică nu se poate mânca? Eu o mănânc. Cum adică nu se poate mânca? Nu înțeleg. Mi se circuitează creierul când aud așa ceva. Și aici a intervenit și atitudinea mea probabil foarte nesănătoasă de a încerca să dovedesc lumii că nu are dreptate. Pentru că da, recunosc, e un obicei foarte nesănătos, dar pe mine mă motivează foarte mult când cineva îmi zice... Nu se poate. La medicul stomatolog mergi doar prin recomandare. Niciodată nu te duci la medicul stomatolog că ai văzut-o pe Facebook sau pe internet. Watch me. Toți pacienții noștri vin din YouTube sau din Instagram, dar mai ales din YouTube. Așa că nu-mi spune că nu se poate, pentru că fierb. Dar uite că motivația asta m-a făcut să îi propun pacientului acest lucru. Ok, intrăm în detalii. Fațete versus plombe. Zic că îți propun așa. Hai să-ți fac eu niște plombe, niște obturații fizionomice pe acești dinți. Dacă nu vei fi mulțumit, absolut nicio problemă, le dăm jos, din dinte nu se fuiește absolut nimic, așa că nu văd ce ai putea să ai de pierdut. Pacientul a fost de acord. Ăsta este un caz unde s-ar preta niște nou prepuri, dar e un caz mult mai potrivit pentru fațete nou prep decât cazul anterior. Am demarat protocolul de a pune plombe, am pus folia de digă, bineînțeles, clemele acestea B4 care sunt incredibile și care retrag folia de digă și mai mult, am folosit acid ca să demineralizez smalțul, după care, iarăși, mi-a venit o idee. Era un spațiu foarte mare și mi-era foarte greu să pun două plăcuțe din astea, pentru că nu aveam nimic să le susțină. Așa că primul dinte l-am făcut freehand, doar aici, la baza gingiei. Bucățica asta de compozit am făcut-o freehand. După care, asistenta noastră, Irina, care se pare că a învățat foarte multe stând lângă noi, mă întreabă, dacă tot ai făcut freehand, Ăla. Nu crezi că dacă ai lua o pană de lemn, adică bucățica asta verde de lemn și ai înveli-o în niște teflon ca să o îngroși, ai putea să susții matricea de pe celălalt dinte? Mă Irina, cred că este o idee foarte bună. Hai să încerc. Am făcut asta. Am luat o pană de lemn, am învelit-o în teflon, am fixat matricea și am început să reconstruiesc și celălalt dinte. Și în final, dinții au arătat așa. Vreau să-mi ziceți păreri la comentarii. Vreau să vă uitați și la aceste fotografii făcute cu niște lumini profesionale. Mai da, sunt niște dinți mai mari. Dar ce părere aveți voi comparativ cu situația inițială a pacientului? Este un rezultat mai estetic decât cum a venit el? Credeți că poate să-și desfășoare viața socială de acum încolo, fără să-i mai fie rușine când zâmbește? Și avem aici un before and after cu așa cum a venit pacientul și așa cum a plecat. Sunt mai mari dinții, într-adevăr, dar sub nicio formă nu i-aș numi lopeți. Gândiți! Gândirea mea logică a fost în felul următor. De ce să nu încerc să văd cum va ieși? Și acum, hai să vorbim despre acest comentariu pe care îl voi lega tot de gândirea logică. Zice un, cred că este un coleg, zice că arată foarte bine, dar dacă ocluzia nu te ajută un pic, nu rezistă. Ocluzia, adică mușcătura. Zice, dacă ocluzia nu te ajută un pic, nu rezistă. Trei semne de exclamare. Fierb. În momentul ăsta, fierb când văd mesajul ăsta. Și bineînțeles că n-am cum să mă abțin să nu-i răspund. Și zic, mor când vă aud. Dacă ăla ar trebui să îl scrii cu majuscule, ce alternative există? Aparat dentar refuză, după cum v-am zis, din motive personale. Fațete sunt prea scumpe. Și dacă nu rezistă plombele astea, ce se întâmplă? Se fisurează plombele, nu dinții. Și dacă se fisurează, ce? Reparația este foarte simplă. Dar întrebarea mea e, dacă rezistă? Ei bine, dacă rezistă, doar eu o să fiu ăla care află. Pentru că doar eu am încercat. Și până aflăm cât și dacă rezistă, pacientul a fost incredibil satisfăcut că nu se mai vede spațiul ăla când vorbește. Așa că întreb și eu, ce ai de pierdut dacă încerci? Din răspunsul meu pot să extrași ce ai de pierdut dacă nu încerci. Cu asta vă las gândiți rațional, gândiți logic, încercați să înțelegeți pacienții și nu, nu vă plafonați în, în, gândiri tradiționale, în așa se face. Când aud se ăla, credeți-mă că fierb. Uf, asta am vrut să vă zic, dragilor, în acest clip. M-am calmat. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Bineînțeles, ca de obicei, dacă aveți orice fel de întrebări, bagați-le la comentarii despre plombe, despre fațete, despre ce ați văzut în, cazul, în cazurile prezentate și eu, în momentul în care o să le văd și o să am timp să răspund, o să răspund la cele mai pertinente întrebări. Dacă vreți să ne găsiți, ne găsiți în București, Giacomo Pucini 8A, vă puteți programa singur pe wwwd Pe mine mă găsiți pe Instagram, Cristine Del cu 23, acolo unde postez mai des ceea ce fac prin cabinet, plus viața mea personală, în niște limite, Dentistry Hub pe Instagram, Facebook Dentistry Hub, vă puteți programa, numărul de telefon îl aveți pe site, aveți absolut toate informațiile ca să intrați în contact cu noi. Încă o dată vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la acest clip și ne vedem în următorul. V-am pupat! Pa!